Controverse la slujba de la crematoriul Vitan, acolo unde a fost incinerat Andrei Gheorghe. Familia a respectat ultima dorință a omului de radio, însă a vrut ca momentul să fie precedat de o slujbă religioasă. Așa că a chemat la crematoriu un preot al Bisericii Ruse în exil. Biserica Ortodoxă Română nu recunoaște însă slujba ținută de Adrian Singurov. Ba mai mult, spune că cel care a oficiat ceremonia nu este preot. Înainte cu doar câteva zeci de minute de momentul incinerării, zeci de apropiați și prietenii lui Andrei Gheorghe au început să se adune, rând pe rând, să-și ia rămas bun de la omul de radio și televiziune. Încărcați cu coroane și gerbe, dar și lumânări, oamenii i-au adus un ultim omagiu realizatorului. Familia a decis să respecte ultima dorință a jurnalistului, nu înainte însă de o ceremonie religioasă, care a fost oficiată de un preot de la Biserica Rusă în exil. La voastră de făcut această Da. Eu și, bineînțeles, niște cântăreții ai noștri. Andrei Gheorghe, născut în Rusia, practică rus după locul, vibrația locului. Noi suntem biserică rusă, cumva este, vedeți, s-a închis un cerc. Biserica Ortodoxă Română nu recunoaște practica incinerării. Ba mai mult, nu recunoaște nici calitatea de preot a părintelui care a oficiat slujba religioasă. În cazul acesta, în care familia a trecut peste dorința domnului Andrei Gheorghe, care a spus că nu dorește o ceremonie cu preot și, din câte știu, nu a solicitat prezența unui preot din Biserica Ortodoxă Română, pentru că știau că BOR nu acceptă și nu încurajează o astfel de ceremonie de incinerare, au apelat la domnul Adrian Singurov, care nu este preot ortodox. Jurnalistul a fost găsit fără viață în casa lui din Pipera pe 19 martie. Primele investigații au arătat că decesul a survenit în urma unui stop cardiorespirator. Analizele toxicologice vor arăta însă cauzele exacte ale decesului.